Da, hai să încerc eu. Loredana, bună dimineața! Ia cătă! Cu mine vrea să vorbească. Ia luată, bagă! Să ne auzim în telefon și nu în televizor. Unde am nimerit, Loredana? În ce oraș? Bună dimineața, București! Ai, dă mine, dă-ne, ce, ai copii lași mici acasă? Nu, am căpetele mele sunt mari. Plecată de acasă de mult. Deci ai copii mari acasă? Ai copii mari acasă. Nu acasă, am zis că-ți plecați de acasă. Pare că am deranjat, Loredana. Ce făceai de ziua ta de dimineață? Dormea, Danica, nu cred, da. Aș putea spune că nu dormeam, mă pregăteam de o zi frumoasă, pentru că atunci când e ziua ta, trebuie să fie o zi superbă, nu-i așa? Nu, pentru Ramona în fiecare zi o zi superbă. Da. E chiar ziua că celor care se înveselesc singuri, adică exact. Au mindset-ul tău așa, trebuie să fim bine, trebuie să fim ok cu noi. Ăștia din Onan? Ți-ai făcut planuri de vacanță, Loredana? Încă nu, dar vor veni și planurile de vacanță cât de curând. În ce domeniu active? Să știm unde avem pile. N-aveți voi nevoie de pile. Înțeles, dar nici tu nu poți să ne spui unde. Dacă ești la spital sau gropar sau așa, să știi că avem nevoie. Nu ne simți. Sunt bugetară, deci tot cam. Am înțeles. Deci cum e la voi? Marți a zis scurtă, bănesc? Nu, la mine nu e niciodată zi scurtă. Minunat. Ești bugetară din aceea ca termometru? Adică ce sens? Adică cu grade? Că a venit cineva la noi la nevărsit și ne-a zis că de ce n-am sunat-o de ziua ei în iunie și ne-a zis, dar ne-a dat un semn, nu, dar așa, de ce nu v-ați gândit? Că eu vă ascult, vă urmăresc în fiecare zi. Da. Loredana, puneți o dorință cu voce tare dacă ai curaj. Mai greu așa. Nu, dorințele trebuie puse acolo în gând ca să nu le știe nimeni, să le știi numai tu. Bine, nu te mai chinuim ca să nu ne chinui nici tu fără noi dacă o venim. Plac vremea. Oamenii ăștia la conversație, mai ales la botez, la Mickey, când dai de ei și tac la o masă rotundă. Și... Nu v-am dorit. Știu, chiar nu ne-am dorit, dar am mai dat de ei. Și na, m-am făcut că îmi place peștele. M-am dus de 3 ori, am mâncat pește, ca să nu mai stau cu triștia. Dar nu contează, e important. Te-ai gândit că poate nu vorbesc pentru că nu te mai pot duce atât de mult? Bă, mie îmi place conversația, că de-aia m-am dus. Mi-a plăcut Ginu și conversația. De Gina am avut parte de conversație mai mult cu nevastălea. Asta e, lor că era ea. Mai aveți subiecte sau tot despre... Vă pupăm la Redana să vă meargă bine. Piesa asta este pentru tine și numai pentru tine. Bucea.